Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, am tot privit în alții ani această pildă și ne-am axat bea pe o temă, bea pe alta, dar de-abia în anul acesta mi-a venit un gând și anume o întrebare. De la care poate ajunge mai departe în înțelegerea acestei pilde. De ce omul nu poate să ierte? De ce acest datornic, iertat fiind de o sumă exorbitantă, nu e în stare să ierte, deși i s-a iertat toată datoria, deci chiar nu mai avea nevoie de bani? De ce nu e în stare să facă și el un mic gest de iertare? De ce noi nu putem să iertăm și ținem în noi câteodată luni, ani de zile, o pică, cum se zice în limba română, am o pică pe cineva? Și spunând că ai o pică, pare așa că e normal să ai o pică. Și ținem în noi pica aceasta, această neputință de a ierta, foarte mult timp. De ce nu suntem în stare, noi oamenii, mai ales adulții și copiii la rândul lor, văzând neputința noastră, împrumută și ei acest lucru, neputința noastră de a ierta cu adevărat? Nu există un răspuns în această Evanghelie. Răspunsul este că omul rămâne încremenit în incapacitatea lui și este pedepsit. Deci există un răspuns la alt nivel, dar nu este un răspuns la întrebarea de ce. Sfinții părinți, sunt anumiți sfinți părinți care, și legate de această scenă, au ajuns să vadă aici o temă generală a omului. De aceea aș vorbi astăzi despre mânie, despre mândrie și despre mânie, opusul ei care este blândeț. Opusul ei care este blândețe. Ca să înțelegem de ce ne este atât de greu să înțelegem de ce ne este atât de greu să trebuie să vedem cum au gândit sau au trebuie să vedem cum au gândit omul. Sau au înțeles sfinții părinți omul. Preluând o imagine din filozofia greacă. Sfinții părinți au zis că sufletul, de care noi zicem că e sufletul, are trei părți. Partea poftitoare sau concupiscentă, și aici vedem de la ea pornind toate păcatele legate de trup, pofta. Partea irascibilă, și de aici vedem pornind mânia, agresivitatea, și partea rațională. Partea poftitoare și irascibilă, adică pofta și mânia, omul le are în comun cu animalele. Și un animal, dacă lași plămâni sau așa, are poftă, are pofte de mai multe feluri, ca și omul, și de asemenea poate să fie că la anumite animale, cel puțin, ca o fiară, de aceea Sfinții Părinți fac această asemănare între omul mânios și o fiară. Partea rațională este, desigur, doar a omului. O fiară n-are rațiune. Sufletul nu poate să meargă spre Dumnezeu decât dacă partea rațională nu ajunge să aducă un echilibru și între cele două celelalte. Fiți cu mare atenție. Deci nu-i de ajuns tu, partea ta a sufletului, care o poți numi rațională sau dovnicească, ea să fie în sine, să funcționeze. Ea trebuie să lucreze și în jos, adică ea trebuie să ordoneze, să plămădească, să armonizeze, să schimbe, să transforme și celelalte două părți ale sufletului, care sunt cea poftitoare și cea irascibilă.
Despre cea poftitoare nu vorbesc astăzi. Acolo e vorba de lăcomia pânteșului, de desfrânare, de multe alte teme. Toate lucrurile care au legătură cu corpul nostru. Un lucru pe care eu îl văd la spovedanie, de 19 ani de când sunt preot și tot spovedesc oameni și oameni, îmi dau seama că pe lângă părțile acestea pe care oamenii le accentuează, nu știu cât sunt de dominante, partea aceasta a păcatelor trupești, imediat după aceea, dacă e omul sincer, cel mai des întâlnit păcat sau patimă sau neputința omului este mânia. Este mânia. Pe care noi o găsim în diferite forme, îi dați diferite forme, nu toți zic că am probleme cu mânia, unii o numesc agresivitate, unii o numesc nervozitate, alții o numesc stres și zic sunt stresat, dar de fapt tot problema tot la mânie e, alții o numesc depresie, dar de fapt depresia ei e tot o mânie întoarsă pe dos, alții o numesc chiar agresivitate, alții o numesc înjurături, alții o numesc așa, dar de fapt totul e numitorul comun, este că ai o problemă cu partea aceasta de mijloc a sufletului, care este partea irascibilă. Asta este introducerea. Ca omul să își stăvilească, să-și educe partea aceasta, pentru că pe ea nu poți, ea e o parte a sufletului, nu poți să o încui, nu poți să-i pui dop, nu poți să o neci, nu poți să o zici să nu mai existe. Sfinții părinții au fost foarte înțelepți în această puncte de vedere. Toate cele trei părți trebuie duse la o împlinire, pentru că ele sunt acolo gândite de Dumnezeu. Deci înseamnă că ele au o logică divină, o logică de împlinire a omului. Și partea aceasta irascibilă din noi, pe care noi de fapt o conștientizăm la nivel negativ și o vedem că ne mănâncă zilele și ani și viața în diferite forme, și ziceți, părinte, nu mai pot, mă enervez foarte repede sau sunt stresat de dimineață până seara, nu mai fac față. Și tot timpul dai vina pe alții, ca și cum alții îți bagă mânia asta în tine și de fapt ești tu. Deci, reversul ei sau ce ar trebui să fie ca să fie acolo împlinită, sunt în primul rând trei lucruri: curaj, răbdare și blândețe. Acolo unde vezi un om curajos, unde vezi un om răbdător și îndelung răbdător și unde vezi un om blând, acolo vei înțelege că omul ăsta și-a împlinit partea aceasta irascibilă a sufletului. Și ăștia sunt în mare parte sfinți. Eu azi nu vreau să vorbesc decât despre blândețe, pentru că pentru Sfinții Părinți, blândețea, să știți că e cheia putinței de a ierta. Nu poți să ierți dacă nu ai ajuns la blândețe. Sau altfel spus, pentru a ajunge la blândețe, prima treaptă este de a nu ține minte răul și de a putea să ierți. Deci sunt legate una de alta. Deci dacă nu poți să ierți în mod consecvent pe cineva sau o situație, sau nu, înseamnă că e o problemă cu partea irascibilă a sufletului și că tu trebuie să lucrezi acolo, pentru că e boală curată, biscădincio. E boală curată și e boală societății întregi, această poveste. Deci trebuie să lucrezi ca să ajungi spre o blândețe. Deci e un țel. Dumnezeu spune e un țel. De ce zice Dumnezeu spune e un țel? Luați Vechiul Testament și Noul Testament în mânuță și căutați unde e vorba de blândețe. Și veți vedea că în Vechiul Testament despre Moise se spune că era cel mai blând dintre toți oamenii. Foarte interesant. Pentru că Moise a fost un om activ, un om care a dus un popor, un lider, am zice noi, cel mai puternic lider și spiritual și politic. Nu ți l-ai imagina pe omul acesta ca fiind, cum zice cartea, cel mai blând dintre toți oamenii. Foarte interesant. Deci un om care avea puterea de a lupta, dar baza era blândețea. Despre un alt mare om al Vechiului Testament care se spune că era blând și care e model ca blândețe, este David.
În Psalmul 131 se zice: adu-ți aminte, Doamne, de David și de blândețile lui. Deci Moise și David sunt modele ale blândeții. În Vechiul Testament se mai spune și în Psalmi, se vorbește destul de des despre blândețe, și anume în Psalmul 24, unde se spune: îndreptava pe cei blânzi la judecată, învăța va pe cei blânzi căile sale. Deci tu nu ai cum să înveți căile lui Dumnezeu dacă nu ești blând. Ți se pare că le înțelegi, dar de fapt nu le înțelegi, pentru că Dumnezeu învață doar pe cei blânzi căile sale. Tu poți să le înveți, să le înțelegi teoretic, dar dacă nu ai ajuns la această blândețe, tu de fapt nu înțelegi ce vrea Dumnezeu cu tine și cu viața ta. Asta înseamnă că blândețea este un țel și pe de altă parte este și o condiție, că altfel nu poți să mergi mai departe. Deci nu poți să o lași chiar la urmă, că atunci nu o să mai înțelegi nimic din ce vrea Dumnezeu cu viața ta. Și mulți se dau peste cap, zic: nu înțeleg ce vrea Dumnezeu cu viața mea. Care-i planul lui Dumnezeu cu mine? Păi zice: învăța voi pe cei blânzi căile sale. Ai ajuns la cât de cât la blândețe? Ți-ai rezolvat problema cu mânia, cu agresivitatea, cu stresul, ca să intre Dumnezeu acolo cu sfatul său cel dumnezeiesc? Întreb și eu, că e logic să întreb. Și se mai vorbește în Psalmi, până la fericiri, unde zice că fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul, se spune în fericire de la Matei. Și tot la Matei, Mântuitorul spune oamenilor: fiți blânzi, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică învățați de la mine, oameni buni. Dacă aveați un învățător, un rabi, un întemeietor, un mântuitor stresat, agresiv, dacă mă vedeați pe mine că dădeam și făceam și înjuram, să fi fost și voi la fel. Dar dacă noi avem un mântuitor blând, un învățător blând, atunci cum poți să fii tu altfel? Deci tema blândeții, să știți că e o temă care este mai actuală decât credem noi, pentru că peste tot unde vorbiți acolo despre stres, agresivitate, probleme cu mânia, marele răspuns este blândețea. De ce este blândețea marele răspuns? Pentru că Sfinții Părinți au înțeles, tot scormonind și interpretând Scriptura, că de fapt mânia este firea în dracilor. Deci omul când se mâniază, când se enervează, când devine agresiv, el de fapt hrănește draci. El face cele ale dracilor, fără să-și dea seama. Și se creează așa o stare de tensiune în familie, între oameni, între contexte, așa încât pare că nu mai poți să le rezolvi. De ce nu mai poți să le rezolvi? Păi tu ai hrănit continuu cu nervozitatea, cu stresul, cu mânia ta, mulțime de demoni. Și ei au cam luat în acaparare povestea. Deci, dracii sunt sinonimi cu povestea asta a mâniei. Și îngerii sunt cei cu blândețea. Deci noi când suntem blânzi, ne asemănăm cu îngerii. Respectiv, nu poți să te ridici înspre o stare îngerească dacă nu ești blând. De aceea se spune că este pâinea îngerilor, blândețea. Deci, noi când încercăm să ne ridicăm la mai multă blândețe, de fapt ne ridicăm la starea îngerească. Gândiți-vă că Maica Domnului s-a ridicat deasupra îngerilor. Gândiți-vă că Dumnezeu ne cheamă pe noi să fim deasupra îngerilor, că zice: s-a făcut om, Dumnezeu, ca omul să se facă, să fie îndumnezeit. Asta înseamnă că omul este chemat să fie Dumnezeu după har, să fie mai presus de îngeri. Și Maica Domnului s-a ridicat deasupra îngerilor. Păi cum îți imaginezi om creștin ortodox, vai de capul tău, botezat și care mergi la biserică, că poți să te apropii de starea îngerilor, că poți să mergi pe lumea cealaltă și să aștepți ca la căpătuiul tău să fie un înger, să nu fie altcineva, și să te ducă pe lumea cealaltă să însuțească, dacă tu trăiești doar în lucrurile astea de mânie? Păi fug toți îngerii de la tine. Cum poți să crezi tu, cum poți să visezi tu
că te agăți de Maica Domnului, care e și ea este chipul blândeții și este deasupra îngerilor, dacă tu n-ai dat examenul blândeții și n-ai ți-ai folosit viața aceasta ca să te încarci cu blândeți. Nu ai cum, iubiți credincioși. Deci, omul blând nu este o opțiune. Nu poți să zici, ăla e blând, ăla e așa. Nu! Tot omul care vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să ajungă la blândeți. La blândeți. Trebuie să se confrunte cu tema aceasta, cum poți să transform irascibilitatea asta pe care o avem în firea noastră în blândețe, în răbdare și în curaj. Pentru că blândețea nu e blegeală. Românul zice, a fi blând e puțin a fi mai bleg. Adică ăla e blând, adică e un fel de om care nu prea e în stare de nimic, așa să ne scut el mai bleg, cum să zic, nu prea să facă nimic. Nu e așa. Nu e așa. Chiar dacă începe cu B, una e să fii blând și alta e să fii bleg. Da? Deci două lucruri total diferite. Blândețea e o virtute, nu te naști cu ea. Sunt puțini care, desigur, au, poți să zici, au din fire o stare mai senină și așa. Dar blândețea e o virtute pentru toți. Toți trebuie să dea și să se încarce cu acest examen al blândeții. Indiferent dacă tu ești mai pasiv sau mai activ. De ce spun acest lucru? Pentru că toți Sfinții Părinți, am încheiat lecția, că a fost mai mult ca o lecție, ca să nu... Da? Blândețea are și caracterul de luptă. Un om blând, gândiți-vă la Moise, care n-a fost un bleg, a condus acest popor din robia Egiptului și l-a dus 40 de ani prin Egipt și i-a dat tablele legii. Deci a fost un om, cum să zic, un mare om al omenirii, indiferent dacă ești creștin sau evreu și crezi că a fost el mare profet sau nu. Deci este un model. Deci blândețea înseamnă și o luptă cu propriile tale patimi. Adică un om blând este un om care este un om treaz, un om care se luptă cu neputințele sale. Deci luați această temă a blândeții și puneți-o lângă acest datornic nemilostiv. El nu e doar nemilostiv. Deci noi nu putem să iertăm și suntem încapacitați să nu putem să iertăm pentru că nu ne-am pus îndeajuns problema blândeții. Oricât am căutat nu din papură la celălalt și care îți dă 10 motive să nu-l ierți, 1000 de motive să nu-l ierți. Problema e dacă tu în fața lui Dumnezeu ajungi ca un om blând sau un om care te-a încăpățânat să nu poți să ierți. Și aceasta este o tragedie pentru foarte mulți dintre noi. Că ne împiedicăm de niște situații și de niște oameni și așa zicând din cauza lor, chipurile, nu vedem că noi prin asta ne ratăm mântuirea. Ne ratăm această temă a blândeții, rămânem în noi cu multe irascibilități, partea noastră din suflet care e irascibilă rămâne nerezolvată, de aceea zice, am bătrânit prost sau am bătrânit rău. Sunt mulți oameni care îmbătrânesc și în loc să îi vezi că au îmbătrânit frumos în sensul că sunt bătrâni buni, au o îmbătrânețe înrăită, adică vezi că sunt foarte ranchiunoși. Sunt foarte mulți oameni bătrâni și ranchiunoși. De unde vine ranchiuna asta? Că n-ai putut să ierți astăzi, mâine și s-a înmagazinat așa de multă mânie că devii ranchiunos. Unde să pui blândețea, biscă din jur? Deci la bătrânețe e deja foarte greu să nu ajungem bătrâneți ranchiunoase. Că asta înseamnă că am ratat această temă a blândeții și e foarte rău. Pentru că înseamnă că chiar dacă ai din alte puncte de sufletul tău a mers mai departe, dacă o parte din sufletul tău a rămas blocată, în ranchiună, în stres, în agresivitate, nu ai cum. Nu ai cum să primești pâinea îngerilor care-i blândețea. Amin.